Radu Apostolescu, vicepreședinte MAG, recuperează paguba de la blogări. A cerut o năframă de mort. Nu merge. Hai, lăsați. Stai, că a luat tot asta. Hai să le punem. Da, nu cred că e o problemă, adică n-am. Nu m-am atrat de lucruri. Păi nici eu, e prima oară. Două ori nu s-a întâlnit. Dar dacă o să fie eu două. Băi, nu se poate așa ceva, e hecuită. E stricată. Costina e stricată. Humiliation! Radule, nu, ia-ți tableta. Cât ai făcut? Mai facem una. Puțin a făcut, bă, puțin. 227 ăsta a făcut să-mi bat picioare. Cât a făcut? 312. Pe tableta mea să-mi bat. Deci, pentru asta trebuie să mai acuzi o șansă, celălalt de final. Măcar la aveți 4-8. Auzi, nu. Următoarea jucați, că cine pierde, mai cumpără una. Deja e pe minus, da? Dar ce faci, Radu? Nu faci, mă! Ce? Am dat o ce face Radu cu degetuțele? Nu face blogosfera cu 3 mini? Și mai fac. Poți să-mi ajutăm și asta. Era altul. 2 mini ai făcut. Ce? Costin! 3 din 5! Zâmbiți la cameră? Gata, ia mea, hai! L-am bătut! Cineva trebuia să ia și pe asta, rău. Mai avem un challenge. Ce challenge? Vali! Tu, te bagi? Hai! Pă ce n-aș cu cine, fraților, că am câștigat-o de 5 ori până acum? Tot încercat să mă luați să mor eu! Deci e ultimul, asta să dea interviuri, dai dăm o șansă. Nu te văd bine. Are nici că nu te bat. Nu știu. Asta ce-o zi. Invitat special ăla de-a făcut somnul și expert. Bă, de ce zici pe asta? Steve Jobs. Hai să vedem. Așa. Am înțeles. Hai că-ți dau eu o cola, că oricum am luat-o asta. Dau cola ca să mai te obosești, că poate obosești apă de tuțele și ajunge acasă fata vrea și n-ai obosești acum. O cola la băiatul, vă rogam frumos. Deci Costin te aștept la renegociere. Băi, 3 din 5, adică ai bătut doar una din 3. Bravo! Da, mă, dar și care faza, regulamentul spune așa: angajații MAG și mai ales vicepreședinții MAG nu pot participa la o finală de șantă competiție, de să avem gură. Ca să ai și tu șansă. Ca să ai și o șansă, exact, e normal. Da, hai să anunțăm clasamentul final. Deci, conform regulamentului, angajații MAG nu aveau voie să participe în concurs. Dar... Prietenul meu, dați înainte. Așadar, Costin pe primul loc. Vă mulțumesc, a fost o onoare și un privilegiu pentru mine. Adunat pe locul 2. Pe locul 2, Dan Cada. Pe locul 3, Daniel Ion. Pe locul 4, Răzvan.
Pe locul... Nu mai contează. Restul nu mai contează. 5 și 6 să pierd în negura... Așadar, felicitări. Bine că s-au oprit mai să câștigătorului să ne spună ce tabletă vrea. A zis prestigiu. S-a îndepronunțat. Cea mai mică tableta, cea mai bună tabletă, deși nu-mi place, pentru că nu pot să văd bannerele după blogul meu personal, refresh.ro, și anume iPad 2. Ce culoare? Nu Motorola Zoom? Nu Playbook? Nu, iPad 2. Vreau să, fiu să stau și eu ca, precum Cabral, negru nefiind, pe budă și să mă ușor, să-mi dau pe Angry Birds. Ce culoare, ce culoare? Neagră sau albă? Ție cum îți place? Băi, am căști albă, dacă vrei să le dau palmele. Albă! Ok. Am liniștit, n-ai mică. Felicitări! Auzi, vestea proastă e că nu... A, da, așa. Tableta e... N-ai fost tu primul, să știi. Buletinul și proces verbal. După un an, apoi. Radu, e doar în teste? Da, se mai trebuie. Ok, mai urmează un moment interesant. Tragerea la sorți a tabletelor de test, da? Deci Costin păstrează tableta acasă. Cine vrea să testeze tabletele care au